Nu am înțeles. Nu pot găsi copiii. Ce? Vă căutam toată casa să mergem la mâncare. Și ce mâncare avem? Ciorbă de pui. Dar eu vreau altceva. Ceva nou, mami? Da. Ha, vreți altceva? Da. Ce ziceți ca 24 de ore să mâncăm doar mâncare de bebeluși? De bebeluși? Da, vă invit la micul dejun. Bine, doar că avem o condiție. Să participi și tu în acest challenge. Ok. Atunci ce mâncare avem? Desigur că aveți cereale pentru bebeluși. Și așa nu prea mănânc cereale, dar încă pentru bebeluși. Iar acum vă spun care este condiția. Eu voi alege unul din terci pentru Matei, iar Matei pentru Mircea. Gata, am înțeles. Iar eu pentru tati. Atunci eu pentru Melissa. Și eu pentru mami. Matei, pentru tine am cereale cu zmeură și banană. Matei, alege una pentru Mircea. Aceasta? Cu banană. Și prune. Da, dar lui Mircea îi plac bananele. Trebuie altceva. Acum eu ți aleg pentru tine, tati. Aceasta. Pentru bebeluși începând de la 4 luni. Erau de 6, de 10, de 7, de 8 luni. Chiar de la 4? Așa, pentru Melissa eu dăm pe aceasta. Cu ovăz, grâu, secară și porumb. Poftim! Și pentru mami ce alegi? Aceasta. Sunt cereale cu fructe și lapte. Wow! Ce frumos! Și tu ai buline! Eu iubesc hrișca, dar nu așa de măruntă! Vai! Numai eu sunt fără buline! Să vedem și la mine cei. E ca și la mine! Parcă e griș! Mami, noi doi suntem la egal! Dar cu ce amestecăm? Țineți! Trebuie să vă alegeți culorile! Matei, prima alegi tu! O! Wow! Eu aleg acesta! Eu aceasta, lingură! Eu aceasta! Și mami, ți-a rămas și aceasta! Da. Gustos? Se pare că Matei nu este sigur. E bună. Mirosul nu prea. Cum e, tati? Un griș straniu. Cu prune, tati! Ai hrișcă cu prune! Melissa, ți-am ales un terci perfect, nu? Melissa, se pare că challenge-ul ăsta nu-i pentru tine! E bun! Rapid, că trebuie să mergem în oraș să cumpărăm mâncare pentru bebeluși. Mami, apa fierbe în ceanic. Pentru ce ai pus-o? Păi, vă așteaptă laptele. Lapte? Da. 3 lingurițe la 100 de mililitri de apă.
țineți și laptele. Bravo! Ați mâncat tot din farfurie. Abia am terminat. Nu mai te zâmbiește. Dar ce vă strâmbați așa? Parcă e lapte diluat. Curaj! La mulți ani, bebelușilor! Tati! Nu mai mirosul, Tati! Ce, tati? Ai miros de lapte de capră? Haideți să-l încurajăm! Nu, de data aceasta eu ies din challenge. Mă scuzați, dar nu pot. Nu pot. Tati, de ce? Nu te-ai dat bătut? Tati, hai, acolo e puțin lapte. Uite la mine. Îi place. Ies din challenge, nu? Haideți să-l încurajăm pe tati Melimii să bea tot laptele. Dă un like ca tati să nu iasă din challenge. Hai, tati, uite cum toți te susțin cu like. Hai, pentru abonații noștri. Și dacă vomit? Hai, nu întinde din timp. Ce te râzi, Melissa? Straniu, foarte straniu. Tu vreodată ai băut lapte de bebeluș? E foarte straniu gustul. Melissa! Hai! Hai! Bun! N-ai băut! Băut! Ai trișat! Ai trișat! Hai, Melissa! Hai! Ok, m-ați convins. Dar să facem un mic challenge. Cine primul bea tot laptele? Hai să vedem! Câștigătorul va mânca la finisarea challenge-ului prăjitura lui preferată! Eu vreau tiramisu! Eu vreau tort cu ciocolată! Eu vreau tort cu cocos! Iar ție, de care îți place? Mie îmi place tortul Snickers! 3, 2, 1, start! Hai, hai, Mircea, Mircea, până acum Mircea câștigă? Pentru că drumie ce-i place. Hai, tati, hai, Melissa. Este lapte bogat în vitamine. Hai să mai mănânc mur. Melissa a pierdut. Hai, tati, Mircea, tati, Mircea, cine apasă pe like? Oh! Atât de mult ai vrut tiramisu? A vrut! Tati a fost primul, dar și Tierciul a mâncat! Iar cine a pierdut challenge-ul, spală vesela! Mai bine spăl vasile decât să beau laptele acesta! Am ajuns la mall și mergem să procurăm mâncare pentru copii, mai bine zis pentru bebeluși! Adică pentru noi! Adică pentru noi este ziua noastră! Da, Mircea, ziua bebeloșilor! Mirosurile sunt foarte puternice și mi se face foame. Nu mă țin sătul de la mâncarea de bebeluși. Da, nici eu nu mă simt sătulă de la mâncarea de bebeluși. Nici eu nu, nu e sătul și mănâncă piciorul lui? Ați găsit ceva interesant? Am găsit! Vreau pui la grătar! Sau în rolă? Dar privește câte sunt aici, gustări, fel de fel și dulce și sărat. Eu nu mai rezist cu mâncare pentru bebeluși. Mami, încă un pic și mâncare pentru căței să ne facă din ochi. Cu siguranță. Dacă mâncăm mâncare de bebeluși, trebuie să luăm și lingurițe corespunzătoare. Dacă mai ținem așa vreo două zile, va trebui să cumpărăm și candile. Deci să înceapă challenge-ul!
Elisa să căutăm mâncarea noastră pentru 24 de ore și Mircea la fel caută mâncare pentru noi. Eu voi alege sucuri. Mie-mi place carne, de aceea voi alege ceva din cărniță. Ai găsit ceva? Da, am găsit de aceasta. Mie-mi place laptele, de aceea voi alege iaurt sau brânzică. Mircea, te ajut eu. Și Mircea îi plac și bananele. Că sunt și banane. Eu la fel iubesc carnea, dar și peștele. Voi lua pește, dar și carne de vițel. Familia noastră mănâncă și legume la cuptor. Atunci să alegem cartofi cu șpanac, amestec de legume. Dar să căutăm și piure de fructe. Așa. Piersic. Am găsit carne de curcan, iar eu tăiței cu legume și cărniță de pui. Iar Matei și-a găsit o liță. Eu ador ceaiul, așa că voi alege pentru bebeluși. Da, Matei, de care vrea? Cu Mașa și ursul vrea, Matei, am înțeles. Pe toată lumea. Oho, eu zic să alegem de fiecare câte una. Am luat de fiecare câte una și le testăm acuși. Dar eu vreau și din astea care plac Ionuț. Să luăm de fiecare. Așa. Cu brocoli. Așa. Și biscuiți. Cu coacăză, cu căpșuni și măr. Câte s-au adunat? Dar mai avem de căutat. Am găsit snacks pentru bebeluși și pufuleți cu cașcaval și sticks-uri vegetale cu legume, biscuiți și paste. Cât de multe! Iar acum să căutăm lapte praf de la 30 de ani în sus. Dar nu găsesc. Voi lua un bidon plin. Mirisa, eu zic că la mâncarea aceasta probabil că vom avea nevoie și de scutece. Matei, deja e timpul să scăpăm de ei. Mergem unde le place cel mai mult bebelușilor. Să vadă păsări de fier. La aeroport! Ha! Este! Suntem în aeroportul Avram Iancu din Cluj. Așteptăm următorul avion. Dar, mami, mi-este foame. De data aceasta am luat eu ceva pentru voi. Să mâncăm câte ceva. Am luat și apă fiartă cu noi. Acum eu voi alege biscuiții pentru Melissa. O, care, mami? Ține. Dar de ce aceștia? Roian din ăștia. Acum Melissa alege pentru mine. Bine. Dar nu uita, Melissa, că data viitoare voi alege eu deja pentru tine. Care sunt, Melissa? Aceștia. Wow! Acum tati pentru Mircea. Sunt ai mie. Iar aceștia sunt pentru Mircea. Mulțumesc, tati. Iar aceștia deja rămân pentru mami și pentru Matei. Poftim, Matei. Dacă ai luat cânt și apă fiartă, ne servești cu ceai? Da, desigur, am ceai pentru copii. Poftiți aici. Toți așteaptă cu nerăbdare. Sunt flămânzi. Însetați. Dar ce culoare are? Să vedem ce gust, mami. Să gustăm biscuiții. Hai, Matei. Ce, tati? Hero, acum vedem. Sunt buni? Lapte praf. Ca și laptele de dimineață? Da, identic. Să știi că la noi e aceeași senzație. Doar că parcă are și porumb în ele. Dar e bun. Iar la tine, Mircea, cum e? Tot biscuiți cu lapte praf.
al Milisei. Gustoși? Probabil la ea sunt cei mai buni. Ține, mami. Mulțumesc. E bun. Este cu măceș, căpșuni și flori de hibiscus. Din Oreștie, Hunedoara, ce bun! Da, ceaia îmi place și mie. E foarte gustos. Chiar dacă e cald afară. Chiar dacă e cald afară, e foarte gustos. Seamănă cu carcade. Dar ție îți place ceai de măceș? Mie îmi place, de exemplu, Melisa. Este foarte foame. Hai să căutăm o masă unde să mâncăm. Mami, dar eu am un rucsac. Mâncare e acasă pregătită. De bebeluș? Toate sigur. Zici că aici este mâncarea noastră? Da, primești atent. Wow! Matei, la mâncare! Cum procedăm, tati, de această dată? Eu zic să alegem fiecare, la rând să aleagă produsul pe care să-l mănânce. Și în final să vedem cine a ales cea mai bună mâncare? Da, mami, și în mall am găsit doi experți independenți care vor spune dacă alegerea noastră a fost corectă. Matei, tu pe care o alegi? Aceasta! A, prima chiar, cea verde! Cu mango și snacks-uri! Cu linte și porumb! Mircea! Aceasta! Mircea și-a ales snacks-uri cu porumb roșii pentru 7 luni! Și Danonina, multe fruct! Acum tu, Melissa! Eu aș vrea aceasta, dar sucul nu-i prea... La fel, mango, pare și granola! Ce-i aceasta granola? O vezi, tati, o vezi! Eu credeam că e un fruct! Și snacks-uri cu legume! Iar eu voi alege caserola aceasta! Mami, tu ai mers după culoare sau după conținut? Desigur, după culoare! Am aici iaurt cu fructe și snacks-uri cu legume! Iar mie îmi rămâne asta! Iarăși biscuiți pentru bebeluși? Desigur, tati, poftă bună! Mulțumesc! Iar aici, în mall, am întâlnit doi experți independenți. Fiecare va primi câte o farfurie și un tacâm. Desfacem fiecare pachetul ca să gustăm. Toți și-au pus în farfurie și să începem să mâncăm, că mi-este foame! Au și experții, da? De la fiecare câte o mostră. E bună? Este excepțional de bună! Bun! Să gust și eu o roată? Să știi că e super! Hai, tati, curaj! Lapte praf? Iar experții independenți ne vor spune care e cea mai gustoasă! Succes! Îmi dă și mie, se vede că mâncarea de data aceasta este mai bună, tati. Toți au mâncat totul din farfurie. Chiar și eu, mami. Iar aici avem toate pachetele și experții ne va spune decizia finală. Care e cea mai bună? Prima începem cu Maria. Maria, care ți-a plăcut cel mai mult? Aceasta? Aceasta! Și a cui este aceasta? Desigur că a mea, tati. Iar Miramie, care i-a plăcut cel mai mult? Mea, mami! Dar eu nu am fost încântat de ele, mami! Iar acum runda piureului! Hai, Matei, să începem cu tine! Matei are mango! Așa e! Vai, ce culoare! E bun? Îți place, Matei? Mami, dacă a băgat o lingura de mai multe ori în farfurie, înseamnă că îi place! Danonino cu fructe. E bun. E gustos, Mircea? Da. Și acum eu. Melissa, mango, pere și ovăz. Ce? Nu e așa de bun. E dulce și are un gust foarte stran. Dar și culoare e stranie, Melissa. Și tati? Tot e ceva straniu. Dar și e gustos, mami? Ei, atunci poftă bună!
Și rândul lui mami. Wow! Da. Hai să vedem. Hai să încerc și pe a mea. Se simte gustul de căpșună și zmeură. E dulce. Înseamnă că e gustos. Dar nu este ca un iaurt pe care îl mâncăm noi de zi cu zi cei mari. Farfurile experților sunt deja pline. Experților le pare dubioasă culoarea mâncării. De aceea au venit în ajutor părinții. Care ți-a plăcut cel mai mult? Melisei, mango cu pere și cu vânt. De data aceasta am câștigat eu. Deja este seara, iar noi vrem să mâncăm. Iar pentru aceasta tati ne-a pregătit un challenge la care vei participa și tu, da? Condiția e simplă. Fiecare dintre voi va alege din fiecare rând câte un pahar. Iar paharul care rămâne îl mănânc eu. Acum să înceapă Melisa prima. Aceasta. Dar deocamdată nu deschizi. Să aleg eu asta. Și Mircea? Aceasta. Iar mie rămâne acesta. 1, 2, 3. Uite ce mi-a picat! Și mie! Mie ceva gustos. Acum gustă Mircea. E bun, mai că e acru. Este iaurt simplu, din ăla acru, fără fructe și adaos. Mami amestecă. Dar nu prea poate să amestece. La mine sunt legume, cartofi cu spanac și legume. Că lingurița e mică. Simți cartoful? Simți spanacul? Parcă mănânc iarbă verde. Așa gust are. Dacă ar avea sare, eu zic că aș mânca tot borcanul. Ce e la tine, Melisa? Melisa are legume și cartofi cu carne de vițel. Trebuie să fie gustoasă. Miroase. Hai că are morcov din abundență. E bun? Da. Wow. Melisa s-a grăbit cu concluzia. Gustul care rămâne în gură este altul decât de la prima vedere, da? De la prima senzație. Vă mulțumesc că mi-ați lăsat sucul mie. Chiar mi-era sete. Și gust? Cum se scurge? Are măr, strugure și coacăză. E gustos. Să înceapă runda a doua. Deja eu aleg primul. Ca de obicei, tot același. Acesta. Wow, eu acesta. Și lângă mine. 2, 1. Dar ce se întâmplă? Iar tu, ai mâncat vreodată mâncare pentru bebeluși din borcan? Spre exemplu, Mircea cu Melisa nu au mâncat când erau bebeluși. Dar eu am o întrebare pentru mămici. Ele, înainte de a le da copiilor săi din borcanaș mâncare, gustă? De exemplu, la noi în familie, degustătorul este tati Melimii. Mircea, ce ai acolo? Măr și strugure. Hai să vedem cum este sucul tău. Este un simplu suc care îl bem și noi. Deci e gustos. Da. La mine este porumb dulce, piure de cartofi și carne de curcan. Haideți să vedem ce gust are. Parcă este piept de găină mărunțit, tocat la mașină de tocat. Eu am baton cu curmală și banană. Vai! Seamănă cu o ciocolată. Se gust? O faci poftă. Dar așa parcă e jeleu. Dar priviți aici, mami, că este de la 12 luni în sus. Oricum este pentru bebeluși. Mami zice, dacă se aude așa, înseamnă că e bun. E bun, bun.
amestec de legume, cartof, conopidă, mazăre și morcov. Da. Sărmanii bebelușii. Și pe ultima rundă, runda a treia. Acum, Mani, o aleg pe aceasta. Melissa, aceasta. Și Mircea, pe aceasta. Și trei. Oi! Tati, tu astăzi beai doar suc. Mircea, culoarea te înșeală, să știi că aici ai doar fructe. Bine, gust. Ce e acolo? Cum știam, e bun. Și brânză dulce, de aceea mă uitam eu că e strani la culoare. Acum eu. Tăiței, pește, morcov și brocoli. Miroase ca peștele din cantina de la școală. Da-da-dam! Bun! E gustos? Și rândul meu, am un baton cu fructe și anume măr și căpșuni. Wow, dar cum este el? Ia! Așa? Sunt fructe uscate, amestecate și puse într-un baton. Și am un suc cu măr, portocală și banană. Și mango. Seara un fresh? Gustos. Dar e dulce? Identic cu sucul pe care avem noi. Și ultima rundă, ultima mâncare din acest challenge. Să alegem Mircea. Pe acesta, ca de obicei. Melissa? Eu pe acesta. Mami, pe acesta. Și eu pe acesta. La 3, 2, 1. Melissa, ce ai acolo? Iaurt! Mircea amestecă bine, îl agităm și... Mircea are tăiței cu legume, morcov! Și pui! Și pui! Și roșie! Și mazăre! Ce? Cu pui! Pui în gură și nui! Îi prea place mirosul? Hai, ia lingurița și... Hai, Mircea! Ce gust are? Incredibil de beac! Are gust de carne de porc! De porc? Eu am aici o bombă de vitamine, portocală, măr, banană și piersic! E bun? Da? Da? Cum să nu fie sucul gustos? Iar acum, Melissa? E dulce, e bun! Wow, tu ai iaurt cu fructe! Am un bătonaș cu coacăză. Să testăm. Iarăși cineva l-a amestecat până la noi. Cum e, tate? Fructe uscate amestecate. Ca la bunica în pot, doar că amestecate. Fără mitate. Și bune? Și concluzia din challenge-ul de astăzi. Am încercat mâncare bebelușilor. Deja știm ce e gustos sau nu. A fost o zi cu grele încercări pentru noi, dar într-un final am rezistat. Deși la început, tati, erai sceptic de a participa cu noi în challenge. Ba chiar ai și renunțat la o etapă, nu? Nu ezita și tu să guști din mâncarea bebelușilor. Ne vedem curând! Pa, pa!